După aia ai făcut pasul la alt colegiu. După aia am început facultatea la George Mason University. Am stat un an și jumătate. În primul an am câștigat conferința. Scuze un pic, școala e atât de importantă la ei? Da. Adică nu se discută... Că știu că începuse și la noi, îți mă cereau antrenorii carnetul. Și nu jucai basket la noi dacă nu erai... Nu. Dar la ei nu există. Adică e acel sistem în care 4.0 este cea mai mare medie la ei. Orice înseamnă 2.0, deci un 5 la noi, tot ce e sub sau se apropie de 2.0, nu mai ai voie să joci. De la antrenamente, de la... Nu mai ai voie? Nu, și noi aveam în fiecare zi... Noi ne antrenam la 5.30 și la 3.35 terminam școala. Atunci aveam o pauză de 20 de minute, la 3.30 mergeam într-o sală de clasă cu o profesoară și trebuia să ne facem temele, adică ea ne supraveghea în timpul că noi ne făceam temele. Erați la un before, la un after, la ceva. Da, exact, la un fel de after school, înainte de antrenament, în care să fim siguri că ne facem temele. Înainte de antrenament, pentru că antrenorii știau că dacă noi ajungem acasă la 7.30, ești frânt, rupt în antrenament, nu o să mai avem chef de teme, nu o să mai... Și atunci ne puneau fix înainte. O oră, oră jumate trebuia să... Trecea profesoara, ai nevoie, te ajut cu ceva, ce, matematică? Istorie, nu, conta. Nu, e din altă peliculă. Da. Și abia după aia te duceai la antrenament. Adică basketul era basket, școala, nu le... Da, exact. Nu ne încurcăm. Da, basketul era înainte de școală, da. 6:30, 7 dimineața aveai un antrenament scurt, de 40-45 de minute. După aia școală. După aia mergeai la școală, după aia făceai temele și... Da, dar asta presupune să ai niște vestiare, să ai niște dușuri și așa mai departe, că așa e simplu, nu? Antrenament, școală, antrenament. Nu, era, noi aveam două săli. Aveam sala de antrenament, sala de joc. La nivel de liceu. Da. Hai, ce să mai spui. Bun, și ai ajuns după aia la facultate. Da, am fost la facultate la George Mason în an și jumătate. Primul an am câștigat conferința, al doilea an au plecat câțiva jucători, printre care și Will Thomas, care acum e la Zenit. Și eu cu el am jucat foarte bine împreună. Eu fiind poziția 4, el în poziția 5 pe atunci, juca poziția 5 clasic. Am jucat foarte multe minute. După aia s-a schimbat puțin rosterul, toată echipa s-a cam schimbat și nu prea mai găseam loc așa cum îl doream eu. De adevăr, jucam 10-12 minute, dar îmi doream un rol foarte mare în echipă. Îmi doream să fiu în primii 2-3 jucători, să duc eu trena. Așa încercam să ajung la următorul nivel. Și am hotărât să plec. După un an jumătate am plecat la American University, unde mi-a fost oferit acest rol, dar nu am jucat prime 12 luni. Asta e regula, dar 12 luni trebuie să stai. Da, a fost, cred că, cea mai bună perioadă din viața mea, dacă mă întreb, pentru cariera de basketbalist. A fost cea mai bună perioadă și cea mai motivantă. Serios? Da, știam că mă pregătesc pentru rolul de lider al echipei. Și simțeam responsabilitatea. Vedeam că avem 4 sau 5 jucători. American University câștigase conferința cu un an înainte și acum erau pe primul loc. Și plecau 5 jucători. Primii 5 erau toți care terminau facultatea, da. Și era un rol... De când a venit, mi-a spus antrenorul, vezi că am nevoie de tine. Pe tine mă bazic, de asta te-am adus. Oamenii pleacă, mai am jucători tineri în spate, dar eu te-am adus că poți să duci. Și atunci am simțit responsabilitatea asta. Am simțit că trebuie să merg la sală dimineața, la prânz, seara. Trebuie. Deși tu nu jucai. Și eu n-am jucat, nu. N-am, era un costum. Era. Da, erai de președinte. Da. Și tu făceai toate astea pentru că el îți spusese că peste un an de zile sau când... Și pentru mine, pentru nebunia mea de a încerca să ajung în NBA, știi? Și atunci știam că am și eu nevoie de o anumită linie statistică. Trebuie să joc, să îmi îmbunătățesc eu jocul. Și atunci, am vorbit cu el, am făcut un program de comun acord în care chiar mă antrenam de nebun, efectiv. Eram dimineața, mergeam, făceam aruncări, la prânz făceam forță, chiar înainte de antrenamentul cu echipa. Și după aia aveam antrenamentul cu echipa, care era ultimul pe ziua aceea. Era un antrenament cam coadă ziua, practic. Da, erau cu cursuri, aveam două cursuri, după ce aveam două cursuri între antrenamentul de dimineață și antrenamentul de forță, după aveam antrenament de forță, antrenament cu echipa, iar după aceea seara mai aveam încă un curs de la 7:30-8. Și te mai trezeai a doua zi dimineață? O luai de la capăt, ce să faci? La fel. Da. Noroc că aveam 20-21 de ani, că acum nu cred că. E ușor să vorbești acum, da, e ușor. Bun, și a venit draftul. Da, am intrat... 2011. Da, am vrut să intru în draft imediat după primul an de la American University. Atunci am avut o discuție cu Tim Grover. Stai puțin. Nu spune ca lui Jordan. Grover, cel care l-a făcut solid pe... Da, el are o sală de... Pe Michael Jordan. Da, are un business care cu asta se ocupă, individualizare și pregătire de draft. Am fost la Chicago după anul 3 de facultate, primul an la American University, în care am jucat foarte bine. Am fost la Chicago să văd exact cam unde stau. Așteptam de la...
De la el un feedback. Tu ai fost la Timur, nu? Că eu am rămas... Da. Am stat 2 săptămâni, am văzut cu ce se mănâncă basketul la următorul nivel și el mi-a spus la un moment dat, el mi-a spus că ar fi bine să intri în draft. L-am întrebat de ce, mi-a spus că e puțin factorul ăsta de surprindere, că nu te-au văzut venind de nicăieri, stând un an, ai jucat foarte bine, s-ar putea să ajute mai mult în draft decât dacă intri după următorul an, unde te văd mai bine, o să te iau, o să te iau la puricat, știi, te iau la puricat. Deci o să pară că aparte, în special la mine, tot timpul era vorba de săritură, de viteză, acolo era problema la mine, în vedere tot ce înseamnă NBA, cam acolo era problema mea mare, nu era vorba de tehnică sau șut sau așa. Și mi-am spus, dacă intri acum, eu cred că, din ce vorbise cu Mike Procopio, care acum e la Dallas Mavericks, da, pe partea de individualizare, uite, noi credem că intri în runda a doua, undeva la 45, 50, 55, cam în runda a doua. Deci ei știau, te și văzuseră unde... Da, ei știu foarte bine chestiile astea, adică dau 2-3 telefoane și fac o idee și... E chiar atât de mare industria asta a basketului acolo, adică exact, pum, da, așa este, e ceva, imens. Și acum vorbim de top level, dar după aia au și o fundație așa în spate care pleacă de la copii și junior, pleacă de la clasa 3-a, clasa 4-a. Foarte tare. Și orice. Bun, și ei ți-au zis în draft. Da, eu m-am întors la școală anul 4, am vrut să-mi termin și facultatea și am simțit că pot juca și mai bine. Simțeam că și datorez ceva antrenorilor de la American și școlii că mi-au dat această șansă. Nu mi s-a părut ok ca eu să joc doar 6 luni pentru ei. M-am întors ultimul an, chiar îmi doream să... Mai ales că pierdusem în semifinale. Și pierdusem în semifinale cu CJ McCollum, care acum e la Portland. Și eu am avut o rivalitate foarte mare cu el. Începem anul 4, primul meci cu Lehigh, cu CJ McCollum. Am avut acel meci, și acum vorbeam, mai vorbesc din când în când cu CJ și îmi spunea că meciul ăla face și că nici eu nu o să duc niciodată. Am avut o perioadă în care efectiv simțeam că jucăm 1-1. Da. Deși el simțea la fel pentru tine. Păi au fost, mi se pare că au fost peste 30 de puncte date consecutiv de mine și de el. Adică era într-o partidă, el băieții au zis, noi vă încurcăm, știi cum noi vă deranjăm. Deci eram în zona aia, știi, în care nu mai... 30 de puncte consecutiv, da, era... Deci erau într-o parte, bum, 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 da. El a terminat cu 37, cu 39. A fost, da, deci a fost meciul ăla... Și atunci am zis, ok, eram pregătit de, am și câștigat și atunci am simțit că intrăm puțin pe val, speram să câștig campionatul, am pierdut la o aruncare de la jumate în semifinale, de la plus 2, o aruncare de la jumate, minus 1, mi-a căzut mingea în braț, eram sub inel. Și atunci am hotărât, ok, anul 4 trebuie să fac următorul pas spre draft, să încep pregătirea de draft, care și a fost foarte, foarte dură, să spun așa. A fost chiar... Mi-am avut un antrenor, fost preparator fizic în NFL, că trebuia să mai pun pe mine pentru NBA și atunci chiar eram... N-are mamă, n-are tată, dacă... Da, a fost ceva... și m-am pregătit de draft. Am jucat la Portsmouth, la un turneu de pre-draft, unde am fost coleg cu Jimmy Butler. Jimmy a fost coleg de cameră. Vorbim de Jimmy Butler, de băiatul, Jimmy de la Miami, da? Jimmy care e un băiat aparte. S-a fost coleg de cameră? Da, o săptămână. Am jucat în aceeași echipă, am fost... el a ieșit MVP-ul campului, am câștigat și noi competiția, după aia am început să primesc antrenamente de la diferite echipe, oferte de antrenamente să mă duc să mă vadă, tryout, să spunem așa, și după aceea a venit draftul propriu-zis, în care nu am fost draftat, iar după aceea a fost o înțelegere verbală cu cei la Phoenix, în care trebuia să merg în Liga de Vară, plus cu un contract non-garantat pentru următorul an, dacă era să rămân după Liga de Vară, iar a venit... lockout-ul, a venit toată greva, nu s-a mai jucat basket. Bineînțeles, nu se discută. Da, nici nu mă gândeam la Europa încă. Deci nu m-am gândit. Până când, la 1 iulie, când m-a sunat agentul și mi-a spus că nu mai avem voie să avem niciun contact cu echipele din NBA, efectiv, nicio echipă din NBA nu mai avea voie să aibă contact nici cu jucătorii lor sub contract. Deci atunci mi se pare Cleveland, de la Cleveland era LeBron, deci nici Cleveland nu mai avea voie să vorbească cu LeBron. Din momentul ăla nu mai exista.
exista Asociația Jucătorilor, da, sindicatul lor și exista... ei discutau, da, așa. Ei între ei, în rest nu mai exista contact, nu mai aveau voie jucătorii în sălile lor de antrenament, sălile echipelor de antrenament. Ei apucă nebunia, odată la câțiva anișori, ei apucă treaba asta. Așa, cu sindicatele. Da, toată la 10-15 ani, cam așa. Hai să mai facem o din asta. Dar în toate sporturile așa. Ah, ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.